parcul urban, parcul aria potențială, știți deja că am început o curățenie acum câteva săptămâni de tot ce a însemnat foarte mulți bunoi, că sunt 2200 de metri tot de bunoi care sunt amatoare de finanțe mari, dar acum pentru că și foarte mulți este de când și-a exprimat dorința de a veni pe chip să participe, ne-am gândit să organizăm împreună cu partenerii noștri de la Let's Do România, o opțiune în care toată lumea care își dorește să bucurește, în special, cred să vină să dea o mână de ajutor, să curățăm ce a mai rămas. În afară de asta, până când vom intra într-un regim de administrare formală al marcului, Ministerul împreună cu Administrația Națională a Apelor Române a organizat o bază, 24/24, astfel încât să se prevină tot felul de acțiuni care s-au întâmplat în trecut și de plafonaj și de incendii. Și, în continuare, lucrăm la celelalte etape de a pregăti faza de a da în administrare parcul în mod format. Mă bucur foarte mult, mai ales că l-avem pe domnul premier Dacian Cioloș și avem din noi și știu cât mare viitor al naturii. Da, eu mă bucur, în primul rând, că am reușit după 4 ani de studii, analize și ceva birocrație să luăm decizia în cele din urmă și să transformăm această zonă abandonată de câțiva ani, unde natura și-a reintrat în drepturi și să o declarăm ceea ce este, de fapt, un parc natural în, potenând inima orașului, dar clar legată de oraș. E parc natural urban cel mai mare din Uniunea Europeană, din câte știu. Acțiunea de astăzi este binevenită nu doar prin rezultatele pe care o să le lăsăm în urmă împreună cu toată echipa de voluntari, dar e binevenită și pentru că dăm un semnal că nu e suficient să iei o decizie pe hârtie publicată în monitor oficial sau să declari un parc natural în monitor oficial, el trebuie pus în practică, sau această decizie trebuie pus în practică și trebuie început cu începutul. În primul rând să dăm semnalul că de acum această zonă care de ani de zile a fost abandonată nu mai e o groapă de gunoi unde aruncăm ceea ce nu ne mai interesează, ci ar trebui să devină într-adevăr un parc care să fie al nostru, dar al meu ca cetățean, în așa fel încât prin asumarea individuală a acestei responsabilități să putem să ne asumăm în mod colectiv transformarea acestei